Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a fost, ca de fiecare dată, în mijlocul românilor care au petrecut ziua de duminică la sărbările naționale de la Țebea. Îmbrăcată în straie populare, hunedoreanca Natalia Intotero a participat la manifestările de comemorare a Crăișorul Munților, iar mai apoi s-a oprit cu toți cei care au dorit să discute sau pur și simplu să o salute. Avram Iancu reprezintă România, reprezintă acasă, reprezintă emoție, reprezintă curaj, determinare pentru a încerca împreună să facem lucruri bune pentru popor. Faptul că aici alături de mine este această tânără minunată care a venit însoțită cu familia ei, înseamnă că Iancu trăiește prin fiecare dintre noi și spiritul său și vitejia sa vine dusă mai departe din generație în generație, ceea ce este extraordinar. O întrebam pe această domnișoară extraordinară, ce poartă un costum popular superb, cum se simte și este foarte emoționată și ea, ceea ce înseamnă încă o dată că România și românismul nu va muri niciodată.